Dănuț! Salutare prieteni, încă o zi, încă o poveste. Povestea de astăzi este una pe apă, într-o zi călduroasă de august, împreună cu Dănuț, la cea de-a doua tură cu caiacele, de data aceasta pe o baltă plutitoare, barajul de la Florești. În împrejurim, pe o rază de 100 de kilometri, niciun râu nu are apă, așa că am ales să ne plimbăm astăzi printre lalele pe barajul de la Florești. Să înceapă povestea. Ora în cadru. Dar de ce stai numai pe lângă mal? Ți-e frică? Da? Te adâncă apa acolo. Da? Delta Floreștiului sau Someș Delivery pentru Adrian Dohotaru și echipa lui. Îți place la Cluj, Dănuț? 5 minute de polus. Corect. Din păcate apa e foarte mică astăzi, având în vedere căldurile din ultimele 3-4 zile. Foarte scăzut nivelul. Eu în toamnă am intrat pe fiecare. Uite. Uite acolo cum se vede mâlul. No, facem ce putem. Măcar facem o baie astăzi. Vremea e superbă, 32 de grade. Priviți aici pentru mâncătorii de cătină, consumatorii de cătină, un copac în plină splendoare cu multe fructe. Cu Dănuț pe fundal, tot ca o cătină și el. Copii, rece apa! Nu? Vă răcoriți? Dănuț! Treabă bună! E o răcoreală? Numai... Pe râuri sunt numai bolovani. Hai, mai merem un pic în sus. Hai. Apă? Canalul de sub piești. Ăștia nu se țapte amândoi. Să nu deschidă porțile alea chiar acum.
Tocmai ce am dat o tură până sus la baraj, pe canalul acesta, foarte fain, liniștită, parcă e la casă, cum nu-i dat drumul la apă. Făcut până sus, cam 30 de minute. O și oile la dăpat. Mai înainte era un câinile ăsta de oi băgat aici în apă, să răcorești el ca să fie super cald. Foarte scăzut nivelul, probabil un metru cel puțin. Margaretele sălbatice ale râurilor. Caiaciști și stand-up paddle. Am intrat din nou la apă. Am făcut o pauză de hidratare. Ne ducem în jos spre barajul de la Florești, după care ne întoarcem. Pentru că e scăzută tare apa. Încercăm să luăm un pic așa în sus. Nu știu dacă reușim, că nu știu dacă e suficient de adânc apa. Dar nu o să mă așteaptă. Priviți aici sarcia asta, pe o insulă, pe o limbă de pământ, piatră. Din păcate lipsește un metru de apă. Care-i treaba, Dănuț? Cât de mică e apa? Pequeña. Ce zici, Dănuț? Nivelul? Hai, că pe aici pe centru merge. Da, da, mai aici, pe unde ziu mere. Uite, aici merem pe centru ăsta până acolo în capă. Dacă nu era așa scăzută, defilam pe aici, pe intrândurile astea, pe între trestie. Rasele sălbatice le-am speriat și și-au luat zborul. Nu știu dacă le-am prins. Uite-le! Uite-le acolo pe fundal. Am înaintat ceva. Aici în față avem un alun, oare sunt alune? Ar trebui să fie copt. Dacă mă uit bine, chiar sunt multe alune. Nu mă pot băga, pentru că e foarte mare nămul aici. Dănuț, ne riscăm să luăm ceva alune? Alune! Vorbi urât, mă, că noi filmăm, mă. Pene de lăbăda, mătasa broștei și alte reziduri. Cătina în splendoarea
portocaliului. Foarte multe fructe de pe tine. Dar de nu te-ai tras la umbră. Fain malul ăsta. Dar nu, ce faci? Te-ai tras la umbră? Nu merge să mânc aici. Hace mucho calor? Si. Mucho? Si. Căldură mare, mon cher, cum ar zice francezul de baltă. Da. Vamos al... al... cum îi zice numai? Pantano. Baraj, dar zice la baraj, îi zice la presa, la presa. Vamos a la presa. Au dispărut lebedele astăzi. Le-a speriat noi. Dita mai salcia. Taia soare, mă. Papa-i numai bună de scăldat. Nu văd. Uite. Aha. Un uliu e acolo, dar nu știu cât de bine se vede, că e una cu pământul. Aici undeva în zona asta era o mașină aruncată deasupra pinilor, oprită în pini, un forca, dacă mă aduc bine aminte. Nu se vede probabil acum de vegetație. Dănuț, stai la soare cu neoprenul? Bagno del suel. Bagno de, bagno de, de sol. L-am străbătut dintr-un capăt de celălalt. S-a plăcut, nu? Așa, e plimbare. Plimbare, da. Arghisoare, da. Ne-am făcut damblaua cu apa. Pe căldura asta. Lux, față de ce era ieri în Tarnița. E bună! Mai și tu!
Dar cum a fost, Dănuț? Facem aici o încheiere lângă Hase Muica Lor. Insula iubirii, zice la asta. Hase mucho calor? Hase mucho calor. Apa nu se simte așa puternic. Mai te uzi, mai... Fresh. Am pedalat cam 2 ore 20, jur de 4 km, zic eu. Până jos la baraj, până la barajul ăla, pe canal în sus. O plimbare reușită pe o zi de... Cât e astăzi? 19 august? 19. Însorită și fierbinte. Da. Altceva, Dănuț? Ești un scump oricum. Da. Aștept să mă scoți la o bere. Bineînțeles, Dănuț. Bineînțeles. Urmează repriza 3-a, cea mai așteptată. Alăviu lume, povestea continuă.